Bună seara, prieteni, alături de mine este Marian de la Colentina. Bună, Marian! Bună! Cum a fost meciul în seara asta? Cum să spun, un meci foarte greu, arțăgos, o echipă adversă care a jucat foarte bine, dar și foarte dur. Am pierdut fără drept de apel. Cred că arbitrul putea să scoată mai des cartonașele, pentru că nu se poate să juca în stilul ăsta. Pentru ce crezi că ați fost diferențiați? Nu diferențiați, dar băieții adversi, nu știu, sunt foarte nervoși, au lovit foarte mult, tot ei cereau faul la fiecare fază, cădeau pe jos, înjurau, nu mi se pare normal și eu am fost suspendat la prima abatere și chiar nu este deloc ok. Spune-mi cum s-au desfășurat cele două reprize, care a fost diferența între cele două? Prima repriză a fost un pic mai echilibrată, cred că au avut decât 2-0 la pauză, am avut și noi câteva ocazii, le-a intrat, în a doua repriză am căzut și psihic și cred că și fizic și le-au intrat toate mingile. Veți face anumite schimbări pentru a progresa? Nu știu ce schimbări să mai fac, suntem 10 jucători, dacă mai aduc 2-3 și așa sunt supărați, fiecare în parte că nu joacă, ar vrea să joace câte 40 de minute, nu înțeleg că nu se poate și nu știu ce să mă mai fac cu ei. Am înțeles, mult succes vă doresc. Mulțumesc și o seară bună. La fel. Iar voi nu uitați să dați like pagina noastră de Facebook Liga Prietenii și să vizitați site-ul nostru oficial ligaprietenii.com. Le mulțumim sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Cipita. Vă pup! Brotac Medical Center este una dintre cele mai cunoscute clinici în domeniul serviciilor de îngrijiri și recuperare medicală. Activitatea noastră în top recunoscută este susținută de un laborator propriu de analize și împreună cu doctori specialiști avem în grija noastră un număr foarte mare de pacienți. Formatul nostru multidisciplinar oferă o gamă completă de îngrijiri și reabilitare medicală. Brotac Medical Center. De peste 10 ani pentru sănătatea ta.